Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna mai, relații. Relațiile unei femei cu ascendent, zodie sau lună plină în leu pentru luna mai. O ceartă în care voi urmăriți niște iluzii sau vă gândiți foarte mult la această ceartă pe care vreți să o aveți și poate că veți scrie ceva, veți trimite o scrisoare sau veți da un răspuns cuiva în scris ceva. Și totuși este ceva norocos aici, o discuție norocoasă. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, voi, 6, sicriul. 7, 8, 9. Voi, în primul rând, aveți în mintea voastră o informație legată despre un copil sau o informație minoră care vă tot urmărește, a zice, acest lucru vreți să-l discutați și poate chiar îl discutați cu o persoană care cunoaște mai multe situații, o persoană care poate fi chiar și din familie, dar este o persoană cu mai multă experiență, o persoană care cunoaște mai multe lucruri și această discuție va fi până la urmă benefică, poate să vă aducă chiar un contract, fiindcă s-ar părea că voi primiți o informație și această informație minoră vă poate ajuta. Dar voi o să vreți să vă lămuriți anumite lucruri. Putem vorbi aici despre un blocaj, un blocaj care va aduce foarte multe sacrificii sau nu neapărat v-a adus vouă sacrificiile sau voi ați făcut sacrificii pentru a aduce un blocaj pentru cineva. Deci este un blocaj legat de sacrificii, fie că sunt ale voastre, fie că sunt ale altei persoane, de nedreptăți care s-au făcut unei persoane și sau vouă. Acest aspect este legat, în primul rând, de eforturile pe care le-ați făcut pentru a face niște contracte. Niște contracte care, am zice, în urma eforturilor făcute, v-a adus beneficii. Dacă luăm acest munte care reprezintă blocajul, este un blocaj care este cam greu de dus, adică aduce nedreptate, suferință și toate acestea sunt dirijate în final spre o finalitate, se va încheia, sunt manipulate, avem șarpele aici, sunt manipulate de o femeie care poate fi o amantă a cuiva, o amantă poate și a voastră dacă sunteți bărbați,
Dar această femeie va reuși până la urmă să ducă la maxim această suferință creată și această nedreptate prin faptul că ea va aduce sfârșitul. Efectiv, va aduce sfârșitul prin manipulări și prin intriga pe care o manevrează. Această persoană este cunoscută de voi și am putea spune că voi sunteți preocupați de un accident. Fie că s-a întâmplat un accident, se va întâmpla un accident, fie că unii dintre voi aveți o persoană în familie sau chiar voi trebuie să faceți o operație și aveți în fața voastră această operație, vă gândiți, sunteți foarte preocupați de această operație și în același timp vedeți că această operație vă așteptați la ea, nu este ceva surpriză, este ceva la care vă așteptați să se întâmple și acest lucru poate să vă influențeze în primul rând pe voi, dar și pe scuzați-mă, am niște probleme cu gâtul, dar și pentru voi este acest blocaj, fiindcă blocajul ăsta apare într-o poziție destul de urâtă. 21, deci apare exact în locul sacrificiului, nedreptății. Și se va întâmpla totuși pe neașteptate acest lucru care îți strică viața și îți dă viața peste cap. Deci totul va fi pe neașteptate, cu toate că această coasă cade într-un ceva care v-ați fi așteptat. Vestea pe care o primiți din partea unui copil, să zicem, sau despre un copil, sau un lucru mărunt, ceva care nu este foarte important pentru voi, s-ar putea să primiți această veste. Este o veste care totuși nu va aduce nici prea multă bucurie, dar nici prea multă necaz. Poate să fie o amânare, o întârziere, dar legat de acest aspect este și ceva care trebuie să-l suportați, să-l acceptați, cu toate că aduce rănire, aduce probabil chiar această problemă, așa cum am spus, un lucru care v-ați fi așteptat și să vă aducă fie un accident, fie o operație la care se va întâmpla. Pentru voi, eforturile voastre făcute de voi s-ar părea că au fost încununate de reușite, de un contract care a mers bine. Deci eforturile voastre vă duce spre un contract care merge bine. Dar acest contract va duce și gânduri să gândiți la o încheiere, la o finalitate, la un sfârșit. Dar poate să fie un sfârșit care să nu vă mulțumească, să fie un sfârșit care să vă dezamăgească și aproape că îi întoarceți spatele acestui sfârșit. Deci voi ați făcut eforturi pentru acele contracte pe care le-ați făcut și ați considerat că va aduce bucurie acele contracte și totuși
va duce un sfârșit care vă dezamăgește și nu prea mult, fiindcă acest sfârșit vă influențează și cum să spun, dorințele voastre. Fiecare are anumite dorințe și speranțe, da? Care până la urmă nu vor fi chiar dezamăgiri total. Deci nu va fi o situație chiar total dezamăgitoare, dar vedeți, aici poate să apară și un aspect, eu știu, legat de a încerca să uitați ceva, să vă simțiți mai bine și chiar să încercați să luați ceva care să vă creeze o stare de bună dispoziție. Dar nu este chiar atât de bună dispoziție. Este o stare destul de, cum să spun, destul de tensionată. Acest final, care, așa cum am spus, nu e deloc ceva care să vă placă, merge spre o persoană care s-ar putea să încerce să vă dea niște sfaturi, să vă ajute, poate să fie totuși o persoană destul de chiar și egoistă, dar care are o anumită influență prin poziția pe care o are, adică o poziție bună materială și poate să aducă daruri familiei. Dar poate să fie și o boală, o problemă de sănătate a unui bărbat din familie. Deci poate să fie și o problemă de sănătate. Și aici totul poate să fie și vorba de un poate să fie o relație cu o persoană care vine în familie, dar să fie o persoană care și are anumită viclenie. Dă niște promisiuni financiare, promisiuni care nu le onorează, deci promisiuni care sunt încălcate. Și cumva ea manipulează. Vom merge mai departe la să căutăm bărbatul. Pentru un leu. Iată că l-am găsit. Nu știu de ce am vorbit mai încet, mai rar, că și am ajuns la 14 minute. Deci, pentru un bărbat. Ascendent în zodie, în leu. Iată că, într-adevăr, și leii chiar sunt afectați de accidente sau de rezolvarea unor accidente cu, sau a unei probleme de sănătate cu într-o instituție. Vă bazați pe un prieten și va trebui să faceți o alegere. 1 2 3 4 5, voi, 6, 7, 8, 9.
Bun, deci voi o să primiți o veste legată de o călătorie sau o informație. Poate că unii dintre voi vreți să călătoriți și veți primi o informație. Cineva vă dă o informație legată de călătoria la care vreți să plecați, dar să ascundă și un secret. E totuși un secret care nu va fi foarte rău, ceva care poate să fie discutat. Speranța voastră este în voi. Deci voi credeți, sperați că voi o să rezolvați prin eforturile voastre, veți rezolva problemele care apar. Și sperați acest lucru și o să urmăriți să faceți un contract, dar este un contract care nu se așează pe o bază legată de fericire, de noroc, de ceva, de eforturi. Sunt eforturile voastre, speranțele voastre, dar totuși acest contract pe care vi-l doriți este pe o suferință, pe o nedreptate făcută. Voi o să aveți o bucurie mare și noroc la această călătorie, fiindcă vi-l doriți, dar nu vreți să luați în seamă lucru care până la urmă îl gândiți și vă așteptați la el, la niște gânduri negre. O situație dificilă. Deci, v-ați dori să rămână cumva în spate acest aspect. Este totuși o călătorie care are și anumite lucruri la care voi vă așteptați și ați prefera să nu le luați în seamă. Să vă gândiți că primează mai mult norocul, reușita la care voi ați sperat foarte mult și pentru care ați făcut eforturi. Și această speranță a voastră vă aduce și o ancorare la care ați v-ați dorit-o. Deci ați sperat-o, ați această fixare, această ancorare, priviți spre ea și o așteptați să se întâmple acest noroc, să fie totul stabilit, să fie un proiect care prinde niște contururi foarte clare și va aduce răspunsuri foarte bune. Acest proiect care poate să vă aducă răspunsuri foarte bune, iar are și niște lucruri ascunse pe care nu le puteți vedea, dar aceste lucruri ascunse nu sunt atât de grave. Deci, cartea întotdeauna arată secrete, inițieri și s-ar putea să fie totuși să ascundă un contract sau acest contract să aibă și anumite laturi ascunse și ele să fie de fapt bine gândite astfel încât să nu le observați. Și chiar să vă aducă o grijă în plus. Deci, o situație care să vă enerveze, să fie confuzie, bârfe, dar toate acestea s-ar putea să aducă și un sfârșit, o încheiere. Și, așa cum am spus, contractul nu este foarte simplu.
Contractul acesta va aduce și amărăciune. Poate să fie un sfârșit care nu este dorit de voi, dar să se întâmple. Și poate să fie și trecător, dar poate să vă dea o stare de nervozitate. Aceasta ar fi citirea pentru voi. M-am lungit foarte mult că mi-este și rău. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă doresc numai bine și nu uitați, dacă v-a ajutat aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc.